Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre traficul din București. O să mă grăbesc să termin clipul ăsta, că rămân fără baterie și vreau să filmez clipul acum. Mergea filmat din mașină, dar dacă ieșeam acum cu mașina în parcare, îmi lua altul locul. Mă rog, nu din parcare. Am și loc de parcare care face parte din chirie de aici, e la pachet, dar e o altă problemă. E și lângă ghenă și dimineața mă sună gunoierii să mut mașina când au loc să treacă. Că de obicei ce ăștia la primărie, cum au trasat locurile parcare, s-au gândit că pe acolo trece și mașina de gunoi ca să ridice ghena. Că e ghena de aia de o ridică cu macaraua. Și na, eu fac altfel acum. Când văd că e liber pe stradă, pe lângă bordură, fac și eu frumos o parcare laterală, o las acolo și gata. Sub un copac, se mai găinețează păsările, dar măcar știu că nu mai trebuie să mă sune cei de la gunoi. Unul din motivele pentru care este trafic în București, da, sunt multe mașini. De ce sunt multe mașini? E orașul mare. Cât de mare e orașul? Pe Wikipedia zice 2 milioane, în realitate sunt vreo 4 aproape, pentru că sunt oameni care locuiesc în București, dar nu și-au făcut mutație, fie au două case sau o casă la țară, dar s-au mutat și la București între timp. În cazul meu, stau în chirie în București, dar eu sunt de la țară, sunt din provincie. Mă rog, sunt bucureștean, m-am mutat la țară, dar acum m-am mutat și în București, dar buletinul meu e de urziceni. Ați prins voi ideea. Sunt mulți în situația mea. Studenții care vin în fiecare an la Cămin să studieze. Elevii care fac naveta la liceu sau chiar și la școli, care nu vor să învețe la țară, vor să învețe la București, că e situația mai ok. Vin oameni din județe diferite aici să învețe, să lucreze și normal că se aglomerează. Din fericire s-a mai dezvoltat Clujul, se mai duc oameni la Cluj, se mai duc la Iași, nu mai vin toți la București. Un alt motiv pentru care este aglomerat ar fi parcările. Banda 1 este parcare. De ce este parcare? Nu sunt parcări. Dar domne, unde să se facă parcările? Că sunt multe mașini. Simplu. Sunt clădiri abandonate, sunt blocuri vechi care stau să cadă. Unul este vis-a-vis de Gara de Nord. Se cred că se poate face o parcare supraetajată acolo. Sau dacă nu, băi, legea e în felul următor. Dacă o clădire istorică sau ceva, ai voie trebuie să o restaurezi, ori o lași să cadă singure. N-ai voie să o dărâm tu. E foarte aiurea. Dacă o clădire, pur și simplu, nu mai poate fi restaurată și nu reprezintă vreun interes și se găsește altceva să se facă în locul ei, să nu fie doar rămășițe acolo, fă, domne, altceva. Dărâm-o și fă acolo, să modifice legea, să facă dreacul. Deci cum e blocul la vis-a-vis de Gara de Nord pentru cine e din zonă, așa sunt multe alte clădiri care stau să cadă, stau abandonate, locuri unde au fost fabrici înainte s-au dus dracu. În loc să facă mall-uri, că sunt destule mall-uri și hipermarketuri, pe unde mai sunt terenuri din astea, să facă mă niște parcări de-alea, supraetajate, subterane, dacă le permite solul și nu afectează structura de rezistență la clădiri sau să nu cadă dracu la metrou. Se poate face, se poate face lejer, dar nu se vrea. Pur și simplu nu se vrea. Ori nu că nu sunt bani. Că sunt oameni care plătesc impozit, plătesc abonamentul la parcare la primării, care plătesc locurile parcare cu plată, dar nu se fac. Deci se pot face, dar nu se vrea. Mai sunt și mașini abandonate, care nu se ridică. Trebuie întâi să se facă o sesizare, să mai aștepte încă 6 luni și apoi se ridică mașina abandonată. Chiar că până în momentul sesizării era abandonată de vreun an, doi. Că văd mașini abandonate peste tot pe străzi, cauciucuri lăsate, dezumflate, mătuite geamuri, tot pânze de păianjen la roți, varză, dar nu se ridic. Trebuie întâi să fie sesizate autoritățile, să afle, să fie informate că mașina e abandonată și apoi peste 6 luni vin să o ridice dacă tot acolo o găsesc. Adică aiurea rău de tot. Vezi bă că e mașina abandonată acolo, o ridici sau mai lași o lună acolo. Văd mașini care au amenzi peste amenzi de alea de parcare puse acolo că s-a abandonate. Nu mai umple dracu parbrizul ăla de amenzi că categoric, scuzați în cacofonia, nu mai plătește nimeni amenziile alea. Zice, mă, ceva pe ea de mașină, micționez pe ea. Ridic-o și du-o la fiare vechi, dracu. E disperat statul român să ia amenzi, că ăștia nu sunt tare să gestioneze banii, sunt în gaură la buget și atâta știu să facă, să mărească taxe și să amendeze cât mai mult, să amendeze unde apucă ei acolo, dar să colecteze TVA-ul sau pe aia cu adevărat și maker să-i taxeze, nu sunt în stare să o facă. Nu, așa, să ne prostească pe noi, mai de o amendă, mai de un TVA, ceva pe acolo. Atât se poate. Sunt mașini care n-ar avea ce să caute în circulație, pentru că sunt șoferi, cum să spun, nu o să zic că sunt șoferi proști sau proprietari proști de mașini, că unii nu sunt șoferi, doar proprietari de mașini, deținători de permis. Era un partid care arăta cu prostul, se miră de ce nu-i mai votează nimeni, acum s-au dus dracu. Nu discutăm despre politică. Dar treaba e în felul următor.
Sunt șoferi care sunt analfabeți, dar au permis. Nu știu să scrie, să citească, dar au permis. Și vă zic o întâmplare pe bune, să nu ziceți că inventez eu acum sau zic ce mă uiți la alții. M-am dus la o zice să schimb buletinul. Și ghiciți ce? Au venit niște cetățeni să schimbe și ei buletinele. Nu știau să citească ce scria pe formularele alea, dar au venit cu mașina. Au venit cu mașinile, că erau vreo două, trei mașini de-astea, marcă nemțească. Hai că ați spus voi la ce mă refer. Deci oameni care nu știu să citească și să scrie, au permis auto. Teribil așa ceva. Parcă erau 10 clase obligatorii. Văd că regula asta nu se mai aplică. Și pe lângă cei care n-ar trebui să fie deținători de permis auto, mai au și mașini varză, care se lase dâre de fum. Vrei tu o mașină veche, îți place ție modelul ăla sau chiar arată foarte bine mașina aia, că sunt mașini vechi din anii 90 care arată super bine, bă, restaurează-o, bagă bani în ea, întreține-o. Nu rablagi-o, nu ține rablagită ca apoi să te miri că de ce s-a dus dracu. Păi uleiul îl schimb la 40.000 de kilometri la 3-4 ani și te miri că de ce se depune și se face plastic acolo. Filtre nu-l schimb, nu nimic, normal că se duce dracu mașina aia. Și mai văd pe unii, astea în cazuri extreme, cu afumătoarea după ei. Nu așa să zici că este un pic de fum de la o țigară. Nu. Când pleacă de pe loc de la semafor, se face ceață în spatele lor. Vai de cap, eu nu știu cum pot ăștia să circule. Au unii o boală să-și ia dieseluri de-astea vechi, omorâte la 1000 și ceva de euro sau nici atât. Băi, nu e rușine să ai o mașină veche, nu e rușine să fii amăr, nu e rușine să ai o mașină ieftină. Și eu am o mașină care probabil dacă o pun acum pe Olex, o vând și eu cu 1000 și ceva de euro. În Germania are alt preț, dar noi suntem în România aici, asta alte prețuri la mașini sunt altfel apreciate. Acolo sunt mai scumpe brecurile, aici sunt mai ieftine brecurile sau viceversa. Prețul e diferit de la țară la țară, cum e publicul de acolo, cum sunt cumpărători. Dar am și o mașină, am dat 1000 și ceva de euro pe aia când am cumpărat-o. O mai fi crescut prețul că inflație, felație, s-au scumpit toate mașinile, nu despre asta e vorba. Deci am luat și o mașină ieftină. Dar ghiși ce? Când a fost ceva ce nu mergea bine, am schimbat. N-am mers cu roțile, cu anvelopele tocite, le-am schimbat. N-am mai băgat freon sau ceva, nu mai era freon, am completat cu freoni. S-a rupt un burduf de la planetară, am schimbat burduful. Frânele erau tocite. Am schimbat frânele, că nu mai țineau frânele pe spate. Bine, era ceva stricat, am schimbat. Nu, ăștia nu schimbă nimic, vă naibii. Mașini de-astea care, într-adevăr, cândva erau scumpe. Dar vezi după aia, anvelopele tocite, lasă dure de fum, cruci peste cruci, ca e chestia. Umpli mașina de cruci în speranța să nu se strice. De asta cred că își fac unii parbrizul plin de cruci și zici că au numai pendule de ceas la o mașină. Nu contează marca. Contează șoferul proprietarul principal, pentru că șoferul pe lângă să meargă din A în B să respecte regulile, trebuie să întrețină și mașina. Aia e chestia, că degeaba conduci tu să nu iei amendă, nu ești prins că ai parcat aiurea sau ai mers cu viteză, dar mașina ta era blagită în ultimul hal, ți-ai bătut joc de mașină, așa faci cu pisica, cu papagalul, cu hamsterul, cu copilul, ce naiba, cu casa, cu moștenirea. Cam asta e treaba, studii care nu merită să fie șoferi. Măcar să fie mai aspre sancțiunile. Îi prinde pe ăștia cu prostioare, știți voi de care. Uite cum a fost Vlad Pascu de a omorât niște oameni. Mai aud pe internet oameni, văd comentarii. Hai mă să se legalizeze mă, că Snoop Dogg, că în Amsterdam, că în America, că acolo. Du-te mă și bagă acolo până nu mai poți. Păi dacă avem Vlad Pascu și cazuri de genul în condițiile în care este ilegală Maria Ioana, dar apoi să se legalizeze precum băutura, să te duci să cumperi vape sau tutun de pipă, cum le cumperi pasea, să cumperi și Maria Ioana. Ce aia? Dacă în condițiile care asta este ilegal, avem accidente mortale, dar apoi după ce e legal, cât șoferi sunt prinși beți că băutura e legală să o cumperi, dar apoi se legalizeze și chestia asta, să te stâmpiți la cap, ia iurea. Și cu toate că să se facă sistem, să se dea pe cartelă, ca la pâine înainte, la cum se făcea. Bă, ia iurea rău de tot, bă. Bă, ia iurea. Nu, eu sunt total împotrivă. Să nu se legalizeze, că se... Sau dacă nu, să se... Dar nici așa, mă, să zici că să o vândă numai la oameni care nu sunt proprietari de mașini sau șoferi. Că ia îl pune pe unul, care nu are permis să cumpere petrol. Deci, nu, în niciun caz nu sunt de acord cu așa ceva. Orașul mare și majoritatea lucrează în același interval orar. Sunt oameni care zic, domne, ăsta circulă cu mașina, dar e doar el în mașină. Păi poate se duce să ia pe careva. Sau iese din oraș, vine de la mama dracu.
care cu portbagajul a lăsat pe cineva, a dus pe cineva, nu știi ce a făcut. Nu te apuca să zici de ăla și de ăla și de ăla că face așa, că nu știi nimic, nu știi un rahat, nu, tu nu știi ce are fiecare. NPC-ul adevărat tu ești, că ești programat doar să zici ăla, să râzi de alții, că ai tu impresia că știi, dar tu ești un NPC, nu te pui să înveți povestea fiecarei persoane. Du-te dracu de NPC de aici, lăsând la o parte gluma. Deci, dacă unul circulă singur cu mașina, poate a lăsat pe cineva. Că cine e atât de tâmpit să iasă așa cu mașina, se pune, să stai așa în coloană, o mai accelerează un pic să dea fum și zice vreau să inund Olanda, vreau să omor pinguinii și urși polari. Cine e atât de tâmpit? Nu e nimeni atât de tâmpit, ești tâmpit la cap. Sau poate ar fi câțiva, dar nu milionul cât vezi în București că sunt singuri. Ce naiba, taximetriștii ar trebui, sau cei de la Uber, uite că se zice, ăsta circulă singur în mașină. Bun. Uber-ul ar trebui să nu mai meargă să ridice clientul, să vină clientul la Uber. Ți-ar plăcea așa? Vrei să te ia careva, să te ducă la munte. Vino tu la el. Sau la autobuz. Până pleacă autobuzul din stație, din depou. Dacă n-are pasageri, să vină unul, se suie, să nu mai plece. Ia iurea, bă, e ilogic, e ilogic așa ceva. E aiurea. Niște tâmpiți, domne. M-am uitat la stand-up cu Horațiu, mă, la ele. Ce speculații mai sunt? Că nu folosește lumea transportul în comun, mai zic unii. Domne, bă, că bucureștenii nu știu să ia tramvaiul. Bă, tramvaiele sunt pline, autobuzele sunt pline. Că lumea merge la muncă dimineața și la școală, în perioada aia de la 7-8 până pe la 5-6, e plin. Autobuze, tramvaie, vai de capul tău. Am văzut-o dimineața pe la 7:30, plin autobuzul de oameni, mare parte copii și bătrâni, că ăștia au reducere să meargă cu STB-ul. Cine are, trebuie să meargă la muncă, mai greu să mergi cu transportul comun, te duci doar cu metrou. În cazul meu, merg la muncă cu metrou, dar sunt și schimbul 2. Și știu clar, dacă ies din casă pe la 6:30, ajung în birou pe la 2 fără ceva, adică înainte să-mi încep programul. Și când plec de la muncă, este super liber, că eu ies de la 10, că lucrez de la 2 la 10, la 10:05 când ajung eu în metrou, în subteran și aștept să vină metrou, e aproape gol, nu mai e nimeni. Și la fel cu mașina, ca să evit traficul, eu circul în mare parte noaptea. Când ies să merg la țară, eu plec de vineri seara. Când ies de la muncă, ăsta e programul meu, am ales eu așa, mie-mi convine. Ies cu mașina pe la 11, așa plec cu mașina, prind, merg așa 4:05 la oră în a treia, prind semafoarele sincronizate, pentru că în București sunt semafoare sincronizate, incredibil așa ceva știu. Deci în București semafoare sunt sincronizate. De exemplu pe Colentina, pe acolo. Am venit tot așa. M-am oprit în Carrefour, am ieșit din Carrefour și m-am dus în acasă aici, unde stau acum, în București. Și nu vă zic strada ce naiba. Și eu aveam tendința să merg încet pentru că sunt obișnuit să fie aglomerație mare în Colentina acolo. Și ghiciți ce? Pe la un 10, cam așa, când să se închidă la Carrefour acolo sau când dracu era ceasul că a început să se întunece afară, eu mergeam încet în ideea, bă, nu merg tare, că, unu, nu e legal, poliție, doi la mână, venea cu dopul ăla de trafic și frână. Așa merg mai încet să pot să frânez mai ușor. Dar de unde? Am ținut-o în 4:05 în a treia, nu începe să ziceți, bă, că n-ai mers la consum sau că prea ai mers la consum sau ești zgârcit la benzină sau că, bă, trebuia să-i dai a patra sau să o țin a doua. Am un Ford 1, 3, 4 pistoane, 69 de cai, benzină din 2007. Nu am vreun bolit să zici că îl accelerez mai tare sau așa să mergi sportiv. E o mașină de-asta, de boșorogi mai mult, de babe să te duci la piață. Dar măcar îmi permit benzina, nu mă doare sufletul când văd cât consumă, măcar atâta. Ha. Revenim la subiectul nostru. Deci am prins toată Colentina până într-o intersecție mai mare unde a trebuit să virez, să schimb direcția, toate semafoarele pe verde. Deci, șoseaua aia Colentina de la Carrefour până la intersecția respectivă, cred că o făceam în jumătate de oră, la cât de aglomerat e ziua, cum veneam eu ziua, și seara aia 5 minute, cam așa a ținut maxim. Maxim 5 minute. Deci, sau la fel, când am venit de la mare, că am pus și filmare pe canal, când am trecut pe la pasajul ăla de la au făcut
cum vii de pe autostradă spre mare. Dar am trecut dimineața, nu erau luminile pornite atunci. Sau nu erau încă terminate, cine știe. Era duminică, cred că era duminică și venise de la mare. Și era 7 dimineața când am intrat în București. Drumul pe care îl făceam eu să ajung acasă și îl făceam în vreo o oră jumate, două, când e oră de vârf, l-am făcut în jumătate de oră, 25 de minute. Adică am circulat când a fost mai liber. Da, nu avem toți posibilitatea să circulăm când e mai liber. Dar dacă ai posibilitatea să circul când e mai liber, circulă când e mai liber. Că eu așa fac. E seară, e weekend, e liber orașul. Am unde să parchez, lumea e plecată. Mai ales, să zicem că e Paște, e vacanța de Paște. Majoritatea sunt plecați la țară. Eu mă duc la țară mai degrabă în weekenduri așa, dar nu când sunt vacanțe sau sărbători, când e toată lumea plecată, că apoi să stau în ambuteiaj când e să intru în oraș. Deci eu cât de cât așa îmi fac programul cum vreau. Asta e și ideea la mașină. Ai mașină, îți dă o libertate să pleci când vrei tu, te duci unde vrei tu. Nu pleci când e autobuz și nu cobori unde e stație. Cam ăsta e avantajul la mașină. Atât că e mai scump să ai o mașină, că ai impozit, ai asigurare, benzină de plătit, că de, ești mai ieftin să mergi cu autobuzul, dar plătești 3 lei călătoria de metrou și te lasă metrou unde vrei tu, unde vrei tu. Tai tot orașul, traversezi tot orașul cu metrou, te costă 3 lei, cu mașina te costă mai mult. E și risc de accident, dar măcar îți oferă confort și libertate. Nu de asta a murit lumea Revoluție pentru libertate. Uite, avem libertatea să ne luăm mașini, să ne plimbăm. Acum, într-adevăr, unii sunt și puturoși și nu vor să meargă un pic așa pe jos. Chit că e o plimbare în cuplu sau ceva, vor, de exemplu, nu știu, unii se duc la film, dar e cinematograful aproape, mall unde e cinema-ul, ei se duc tot cu mașina, chit că puteau să meargă pe jos 10 minute sau ceva. Eu și la țară mergeam mai mult pe jos, chit că puteam să mă plimb cu mașina cât voiam, că nu era problemă de parcare, nu, eu mergeam pe jos, că e mai sănătos. Eu, de exemplu, vara, când mai ieșeam de la muncă, am pățit de câteva ori să plec mai târziu. Era ploaie, am mai stat peste program ca să plec mai devreme zi următoare. Când am stat peste program, nu mai era metro. Nici nu știam, am mers pe jos. Hai că rămân și fără baterie, mai am 10%. Deci, când era posibilitatea să merg pe jos, că era frumos, nu ploua, nu mă ningea, nu era prea cald, chiar mergeam pe jos. Mă țin picioare, sunt sănătos. Da, nu poți să mergi pe jos. Normal că nu mergi, ce naiba, da. Revenind la subiectul nostru, nu știu dacă am avut să mai au și de trotinetiști. Că mai sunt trotinetiștii și bicicliștii care nu știu să respecte regulile și nu știu să stea la semafor. Bă, dobitocilor, stați pe la semafor, că după aia ziceți că de ce șoferii vă omoară. Că am pățit eu cu un trotinetist, ar fi tare să vadă clipul. Eram pe undeva pe Bulevardul Dacia. Mergeam pe banda mea, curgea traficul, toate bune și frumoase. În dreapta un trotinetist, mașini parcate. Ești cu trotineta, ești cu bicicleta, ești obligat să mergi când mai pe marginea carosabilului sau pe marginea benzii dacă vrei să virezi într-o direcție anume. Sau vrei să mergi înainte și banda din dreapta e obligatorie, dreapta banda. A1, da, mergi pe banda 2, dar mergi pe marginea benzii. Omul meu ce a făcut? Cu copilul în brațe, pe piept, fără să ridice mâna să semnalizeze, fără nimic, că na, ești pe bicicletă, întinzi mâna să semnalizezi. Nu ai semnal ca pe motocicletă sau scooter sau mașină. Nimic. Sare direct în fața mea. Frână în jurături. Bineînțeles. Aveam geamul lăsat că mi-era cald. A auzit, îți dai seama. Eu după ce am înjurat, ideea e că omul rațional a dispărut în momentul ăla. Și au plecat niște înjurături, niște blesteme, dacă mă registra careva și le ascultam, cred că mi se făcea mie milă și trebuia să plâng în ce hal am înjurat atunci. Și cu ce intonație așa. Băi, ajung la semafor, se face coloană, se oprește. Vine între timp trotinetistul, se bagă așa printre mașini. Dar nu pe bandă, eu eram pe banda 2 și era pe banda 1 când s-a întâmplat faza. El a rămas pe banda 1. N-a venit la geam la mine să-mi bată cum mai fac unii, nu? Era pe banda 1. Eu mă uitam așa, ascultam muzică, am și uitat de eveniment. A fost așa pe moment reacția aia nervos. Îl văd. Ce? Las geamul jos, geamul din dreapta. Vezi că eu nu am înțeles ce a zis. Așa că m-am dat jos să-l aud. El a crezut că m-am dat jos să-l bat. Că era unul mai mărunt decât mine. Și am întrebat, poftim?
Dar eu țipam să-l aud, că mai erau mașini, mai erau așa, na. Era să dai peste fimea cu oglinda. Ma, era să dau peste fisa cu oglinda. Era neapărat să-mi zică că are fată și nu băiat. Mândria lui, na. Deci, problema nu e... Deci, el a sărit în fața mea. A trebuit să pun frână. Coloana mergea. Nu s-a asigurat. N-a ridicat mâna să semnalizeze nimic. Era să-l lovesc cu oglinda. Nu să intre în mașină la mine. Sau să-l calc, să-i fac trotineta țândări. Și să-mi sparg eu bara și farul. Nu. Era să-l lovesc eu cu oglinda. Aia e problema. Și am zis argumentul suprem. Era pe banda mea. Gata. Ai bă, vezi că poate omor pe... Ai grijă să nu omor pe careva. Tai tu liniștit că nu omor eu pe nimeni, se sinucid alții. Și am plecat. Și sunt destui dobitoși de ăștia. Mai sunt și livratorii Taz, Glovo, Foodpanda și care mai sunt, care sunt din țări care e și mai joale cu traficul. Aia săracii, așa educația la ei rutieră, se adaptează și ei. De la an la an o să vedeți că asiaticii care vin la noi, nepalezi, vietnamezi, indieni, bangladejeni, ciupanezi, ce vin ei, de la an la an o să învețe să circule mai ca lumea. Cu oricum, la noi traficul e mult mai ok decât cum e la ei. Și sunt foarte curajoși. Părerea mea, oamenii ăștia cu berghei printre mașini, cu scutere și cu biciclete sunt foarte curajoși. Eu n-aș avea tupeu. N-aș avea tupeul lor să merg așa. Cam asta e treaba cu traficul în București. Mai sunt unii care zic, Doamne, bă, că în orașul cu tare nu e traficul ăsta. Păi dacă e un oraș care cât un cartier cel mult, adică sunt cartiere în București care cred că au populația unui județ. Eu cred că Berceniu, mai ales că s-au făcut și multe cartiere de blocuri, sau Militariu, are lejer populația județului Ialomița, de unde vin eu. Adică dacă e să luăm 6 sectoare în București, 6 sectoare, ce orașe ar fi de mărimea acestor sectoare? Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Constanța. 5. Încă un sector. Ploiești. Localitățile care au devenit suburbii. Mai bagi un oraș. Mai bagi un... Nu știu, ziceți voi. O Slobozia și un Videle, nu știu. Abar n-am. Nu, ceva mai mare. Un Bacău. Un Arad. O Oradea, ceva pe acolo. Adică e mare. Și normal că concentrație mare de oameni. Mai vedeam argumente pe net la discuții legate de mașini și că sunt orașele aglomerate, că domne, că uite, în orașele astea nu se mai circula, nu se circulă atâta. Păi dacă sunt orașele mai mici, da, densitatea, lasă drept cu densitatea. Că zic eu că se face densitatea aici, e mai dens decât orice gaz, câți oameni sunt în oraș în miezul zilei, mai ales în centru. Cam ăsta ar fi subiectul legat de trafic. Cam astea sunt sfaturile pe care vi le dau. Dacă Waze-ul zice, bă, vezi că e mai liber pe acolo, asumă-ți un lucru. Dacă te bagă Waze-ul printre blocuri, vezi să nu fie strada blocată de mașini parcate, că am pățit asta odată. Eram cu cineva, am plecat de la Guns N' Roses, salut abonatule, Andrei, am plecat de acolo, de la concert de la Guns N' Roses și ne-a băgat Waze-ul pe o stradă printre blocuri. Strada blocată, a parcat unul cu un Kuga de la mare, a blocat, nu mai avea loc să treci. Noi eram primii, în spate coloana de mașini. Se dă jos șoferul și le zice, e blocată strada, nu treceți. Șoferii ei, alții care s-au băgat și ei cum i-a ghidat Waze-ul, ce-a fost în capul lor? Să-i moară familia lor care a blocat strada, cine știe. Era strada blocată. Aie, mai îți face de-astea Waze-ul. Da, uite, uneori te bagă și pe rute bune. Eu, de exemplu, dacă e să merg la Târgoviște, eu nu merg prin Chitila și localitățile alea. Eu merg pe autostradă. E mai liber. Uite că ziceam la fel de că circul când e mai puțin aglomerat. Când e să merg la Târgoviște, la soacră mea, eu fac așa. Plec sâmbăta mai pe după masă, când e mai liber așa. Lumea se întoarce în București pe la 6-7, cine vine în partea aia pe autostradă și se face mai aglomerat pe Iuliu Maniu, că acolo intra aia pe autostradă, de pe autostradă. Și eu fac altfel. Eu vin când se întunecă, atunci plec eu. Când se întunecă, lumea deja e în casă. Eu de-abia atunci plec. Și mă duc frumos. Ocolesc tot pe la Găiești pentru cine știe zona. Eu nu merg prin sate, că drumurile nașpa pe acolo.
Căruțe, nu mersi. Am avut niște experiențe pe acolo, prefer să ocolesc pe autostradă. Ajung și mai repede, chiar că sunt mai mulți kilometri. Și consum și mai puțin. Surprinzător. Că nu pun frâne, nu scurbe, nu nimic. O depășire, gata, toate bune și frumoase. Și eu la fel. Plec seara, ajung pe la un 10-11, tot sâmbăta, fiind sâmbătă, weekend, oamenii care au mașinile parcate mai sunt plecați unii cât un weekend așa pe la țară, găsesc loc la bordură, fiind sâmbătă, nu duminică seara, și am locul liber. Mai e să plec undeva ziua, dacă e plec mai greu așa. Am plecat eu într-o dimineață la Târgoviște, la fel, era o plecare mai urgentă, aveam niște treabă acolo. Nu, eu, prietena mea. Și am plecat pe la vreo, nu știu, da, deja a trecut ora la care își ducea lumea copiii la școală. Am avut noroc că am reușit să mă bag pe, să tai mai repede Iuliu Maniu să ajung pe autostradă. Bă, dar la întoarcere, în schimb, pe Waze mi-a arătat așa, că ajung în București pe la vreo 12:30, 12:15 pe acolo, nu mai știu cât trece. Oricum, după 12. La 3,3 km de București, eram deja la 11:30. Deci eu la 11:30 mai aveam doar 3,3 km până în București. Că am prins liber, am mers pe autostradă, mai o depășire, mai așa, am ajuns bine. Și la aia 3,3 km, gata. Dop de trafic, coloană de tiruri, mașini. S-a terminat șmecheria acolo. Asta e. Am nimerit. Am mers eu pe unde a fost mai liber, da? La destinație, toată lumea vrea să ajungă la destinație, dar o ia pe căi diferite. Cam așa a fost treaba și cu mine. Am venit eu pe unde a fost mai liber. Dar tot în același punct am ajuns. Dar asta e. Vrei să mergi cu mașina, încearcă să mergi pe unde este mai liber. Și acum că vine vorba de discuția asta, să renunțăm la combustie internă, să ajungem la electrice, vă zic doar un lucru. Aveți grijă să nu vă ia mașina electrică foc. Deci când am văzut cum iau, cum ard unele mașini electrice, mai bine nu. Ar și astea pe benzină și motorină și pe gaz. Dar ghiciți ce? Cel puțin, n-am văzut nicio mașină pe GPL să explodeze. A explodat cisterna aia, dar aia a fost incendiu, a fost altă treabă. Dar mașină de asta normală, Logan sau ce e pe GPL, n-am văzut niciodată să explodeze. Am văzut să ia foc un Matiz, ăla era pe benzină. Dar ghiși ce? Ia foc o mașină de asta pe combustie, vine pompierul și gata, s-a stins. Sau poate și cu, dacă ai noroc să mai ai doi oameni pe lângă tine cu extintoare mai mari, nu de alea mici de bagiocură, ai stins-o. Aia electrică, baftă. Se aprinde la loc. Trebuie să o bagi, să o inunzi acolo, e nasol. Mai e de lucrat la treaba cu electrice, le vedem dacă astea sunt viitorul sau vor fi pe hidrogen sau ce mai urmează. Sau se trece la combustibil sintetic, adică în loc să folosim fosil, folosim combustibil din alge și toată lumea e fericită. Că se vorbește și despre asta. Oricum, circulați responsabil, întrețineți-vă mașini, luați-vă mașini pe care să vi le permiteți. Cam asta este treaba. Și nu vă mai certați pe net că, domne, cu orașul ăla e mai frumos, că uite bă că noi aici în orașul ăsta, primăria într-un oraș care începe cu B și rimează cu Iașov, la noi e mai frumos ca decât în București. Bă, voi n-aveți metro, tăciți dracu din gură. Sunteți maxim cât cartierul Berceni și ziceți că sunteți mai șmecheri. Păi asta înseamnă că și urzi ce nu e mai șmecher decât Parisul, că n-are șobolani, sau mai șmecher decât New York-ul, că n-are atâția boschetari. Gândiți și voi, dracu. Bun, cam ăsta a fost videoclipul. Scrieți-vă părerea în comentarii. Dacă pare că sunt un ucigaș de pinguini, că Greta Thunberg care trebuie să mă spunzure sau mai știu eu ce. Lăsați-vă opiniile în comentarii. Ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Luați-vă membru. Nu e gratis să vă luați membru, dar puteți să vă abonați, să dați un click și pe clopoțel. E gratis. Și ne vom auzi la noi videoclipuri. Lăsați-i sugestii de clipuri de-astea de dezbătut subiecte în comentarii, că eu vi le citesc pe toate. Ciao les tuturor și noapte bună, eu mă duc să-mi iau pastile că-s răcit.